Știi ce se întâmplă? FCSB a mai făcut a mai avut situații de genul ăsta. Transferuri de astăzi strice alte ploi, nu? Transferuri când au transferat de la Astra, de la Urziceni. Adu-ți aminte, adică da, iau un pic cu spate orgolii, și gândești. Ei, cred eu, copiază un pic ceea ce se întâmpla la Bayern cu Dortmund. Dortmund, cum își făceau echipă cu un Bayern? Venea imediat Bayern transferat 2-3 jucători de la ei, le luau jucători. Da, numai, corect. Numai să nu devină o forță Dortmund să câștige campionatul vreo 2-3 ani la rând. Înțelegi? Dar să-i țină pe ea la respect, da. Exact, adică anul acesta, din punctul meu de vedere, trebuiau să câștige campionatul lejer, pentru că CFR a șchiopătat un pic. Ei practic au pierdut campionatul, cu toate că și Farul a făcut o figură frumoasă și au fost constanți, au câștigat în meciul direct. Corect, direct, de două ori chiar, da. Deci spui din tu că mai degrabă FCSB a pierdut titlul decât... Da, corect, corect ce spui, că a fost la mâna lor. Din punctul meu de vedere, Farul a câștigat foarte mult, într-un procentaj foarte mare, a câștigat campionatul datorită lui Hagi. Pentru că el a decis, a știut ce jucător să bagi. Pe când din coace, deci, sincer n-a spun, când el spunea, a spus la începutul sezonului că are o echipă valoroasă, că va trebui să-i facă să joace, că se va bate la campionat. Nu credea cam nimeni, sincer, așa. Sincer, nu credeam. Și nici eu care, corect, cât de cât mai urmăresc fotbalul din România și pot spune că mă pricep cât de cât. Nu credeam. Deci mă bazam foarte mult pe FCSB, că au jucători foarte valoroși, au jucători foarte buni și au avut o perioadă în care intrase într-o formă nebună odată cu revenirea lui Coman în formă. Băteau cam tot, așa e. Jucau și se distrau cu toți. Au bătut și la Craiova și părea că se duc spre titlu, într-adevăr. Da. Părea că se duc spre titlu, dar totuși nu ne arată treaba asta cât de mult contează totuși să ai un antrenor acolo, să ai o mână forte în vestiar, Asta e că diferența adevărat între Farul și FCSB este că dacă un jucător comentează la Hagi, Hagi are vine cu soluția din spate, aduce al jucător imediat. Ori îl dă afară, ori îl amendează, ori, adică nimeni nu comentează. Autoritate. Dacă Hagi le spune du-te în stânga, se duc în stânga. Bine că sunt convins că le dă și argumente de ce trebuie să meargă în stânga. Și asta e important, da. Însă la FCSB, probabil că dacă antrenorul vine și spune unui jucător du-te în stânga, ăla să uite un pic și spune du-te mă de aici. O să mă duc dacă îmi vreau eu, nu acum. Exact, sau sunt pe Gigi. Nu. Păstrăm proporțiile, dar uite ce zice aici și Helmut Duca Damier. Cum să vină un antrenor care are 5.000 pe lună, care a avut dublu, i s-a tăiat din acum la jumătate, să-i zică lui Coman ce să facă care are 30.000? Cam greu.